Luta cea bună. Pe pământ avem o luptă, ce cuvânt de iertată. Lupta credinței sfântă, ce de Domnul e trasată. Să luptăm cu râvnă mare, până Domnul va veni. Căci prin orice încercare, dar când vom birui. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut. Pe țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și vechează într-una, până-n zor de zi. Că-atunci privire-i cu luna, când Domnul va veni. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut. Spre țara luminii înainte, cu râvnă și stai treaz și vechează într-una, până în zor de zi. Că-atunci primire-i cu luna, când Domnul va veni. Pregătim să fim de luptă, scutul credinței să-l avem. Iisus va reveni, când zorile vor apare, lupta se va sfârși. Mai luptă, frate, luptă, mai luptă, nu te da bătut. Pe țara luminii înainte, curândă și avânt, stai treaz și vechează într-una. Thank you.
Sfânt și bun a fost și nu e azi.
Câți oameni am întors la calea dreaptă, câți oameni de păcat am liberat. Mă-ntreb, am dat ce am mai bun lui Iisus, când El viața de plâns amar.
Iubirea Maria într-un trecut departe, cu foc și cu vorbaie în privire. O cum să fie condamnă la moarte, o cum să uite atâtea amintiri. Minuni cu pâine, pești și apă vie și binecuvântări de copilaș. Credeam că o să rămâi o veșnicie. O, Doamne, oare astăzi cui ne lași? O, Doamne, oare astăzi cui ne lași? Golgota, locul
experimentată prezența Domnului. Aș vrea să cânt o cântare, veche, care Domnul ne-a dat-o prin fratele Traian Dors și consider că exprimă foarte mult adevăr. Și dacă ne identificăm cu cel puțin un vers din această cântare, Dumnezeu să ne ajute să lucrăm în acea direcție și dacă sunt lucruri de îndreptat, Dumnezeu să ne dea putere, prin Duhul Său Cel Sfânt, să le îndreptăm, pentru că așteptăm acea zi în care Domnul Iisus Hristos va veni. Și vrem să plecăm cu El, nu? Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să trăim în fiecare zi perspectiva venirii Tale și să ne sfințim, să ne pocăim în fiecare zi, să ne apropiem de Tine și de Cuvântul Tău în fiecare zi mai mult și mai mult. Amin! Filipeni 4:8 spune, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Să scap
și oricât de greu aș fi lovit, eu vreau să cânt și-n paradis. De boala ta, Iisus, mă prind și oricât ce greu ar încerca, chiar ar fi să sfârșit haina ta, eu tot nu mă desprind. De boala ta, Iisus, mă prind și oricât ce greu ar încerca, chiar ar fi să sfârșit haina ta, eu tot nu mă desprind. De boala ta, Iisus, mă prind și oricât ce greu ar încerca, chiar ar fi să sfârșit haina ta, eu tot nu mă desprind. De boala ta, Iisus, mă prind și oricât ce greu ar încerca, chiar ar fi să sfârșit haina ta, eu tot nu mă desprind. Se vestește, ca niciodată, Evanghelia în lumea toată. Iar cine o crede, o împlinește, se băgează în apă, spre ce pornește. Iar cine o crede, o împlinește, se băgează în apă, spre ce pornește. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mea schimba, veșnicia largă ta. Evanghelia schimbă inima, va schimba. Să lași păcatul, ia-te în față, să
Și în continuare, aș dori să stăm în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul Sfânt să atingă inimile noastre și să vorbească inimile noastre. Nu știu cât de atenție ați fost la cântările care s-au cântat. Eu cred că aș putea să stau jos să nu mai predic nimic. Dacă ați luat aminte la cuvintele care au fost puse în versetele cântărilor, vă aduceți aminte de vreo cântare careva? Haideți să nu pierdem timpul, să încerc să vă aduc aminte câteva din refrenele ultimilor cântări. Cântarea care a cântat-o Silviu spune așa: mai dă o speranță în sufletul meu și îmbracă-mă cu haina înnoirii și ia-mă la tine, cu tine, Iisuse, la greu. Vreau să vă întreb, este o năzuință bună lucrul acesta? Amen. Eu cred că această cântare motivează și a fost motivată din viața celui ce a compus versurile acestea, prin trecerea lui într-o experiență personală, printr-o relație personală care a avut-o cu Dumnezeu. A fost un moment în care Dumnezeu i s-a descoperit și l-a făcut să înțeleagă că drumul pe care merge este un drum care duce la moarte. Și înțelegând lucrul acesta, omul își vine în fire și strigă pe Dumnezeu: Doamne, eu am nevoie de Tine, dar am nevoie să mă îmbraci cu haina noirii. Mări să fie Domnul! Amin. Fiecare dintre noi avem nevoie de această haina noirii. Doamne, lasă haina noirii peste fiecare suflet prezent în locul acesta. Amin. Mai spune acolo versetul celălalt, parcă spunea: mai dă-mi o lumină în sufletul meu, din sfânta și dreapta credință. Unește-mi veșnicia, Iisus, Dumnezeu, cu măreața-ți și sfânta-ți ființă, mări să fie Domnul. Amin. O, ce minunat! Mai dă-mi o lumină. Cred că în seara aceasta Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vrea să ne dea o lumină. Și vreau să spun, nu numai în seara aceasta, ci ori de câte ori venim în locul acesta, Dumnezeu vrea să vorbească inimilor noastre, vrea să ni se descopere, vrea să ne facă cunoscut planul Său, vrea să ne facă cunoscută voia Lui. Dumnezeu vrea să lase o lumină. Tu vrei să primești lumina? Amin. Doamne, în seara aceasta luminează-ne Tu. Avem nevoie de lumina Ta. Și nu pot să trec în vederea ceea ce cântau grupul de laudă. Acea cântare care pe mine mă trezește la realitate și mă face să înțeleg că sunt atât de slab, dar în schimb este cineva care este putere. Și ei cântau și spuneau: Evanghelia! Aleluia! Evanghelia are putere! Amin. Vreau să vă întreb, are putere în viața ta? Amin. Pentru că în viața mea Evanghelia a avut putere. Măriți să fie Domnul! Amin. A fost o zi poate când, și o vreme când nu cunoșteam toate lucrurile, în toate desubturile lor și nu-L înțelegeam pe Dumnezeu așa de clar. Dar într-o zi, lumina lui Dumnezeu m-a luminat. Și glasul Evangheliei a vorbit inimii mele și m-a făcut să înțeleg că există doar o cale care duce în sus, mări să fie Domnul. Amin. Și întrebarea care mi-a fost pusă în ziua aceea, când m-am decis pentru Domnul, a fost: pe care cale vrei să mergi? Pe cea de până acum? Sau pe cea a mântuirii care duce în sus în cer? Vedeți dumneavoastră ceea ce este trist? Se nasc oameni în biserici, vin oameni în biserici și fac anumite slujbe, anumite ritualuri. Dar partea tristă a lucrurilor este că oamenii aceștia, de multe ori, nu înțeleg că ei au nevoie de o schimbare. Oamenii aceștia cred de multe ori că născându-se într-o biserică, ei primesc totul. E o credință care se transmite ereditar, e o mântuire care se dă pe baza, știu eu, genealogie care o ai și totul este ok. E suficient să te naști într-o biserică a pocăiților și ești mântuit, corect? Cel mai fals. Cel mai fals. Pentru că și Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune clar și răspicat: doar cei care vor lupta până la capăt și vor fi biruitori, aceia vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea doar câteva gânduri să aduc înaintea dumneavoastră și aș vrea să înțelegem responsabilitatea care ne revine fiecare dintre noi. Pentru că e ușor să dai cu piatra, dar e mai ușor să suporți durerea loviturii. Atât de ușor am văzut oameni care au luptat cu piatra. Atât de ușor am văzut oameni care își vedeau o anumită sfințenie a lor și neprihănirea lor. Și se uitau cumva parcă cu dispreț la ceilalți. Eu nu sunt ca el. Vreau să te întreb, iubitul meu, dacă ai făcut lucrul acesta, cu cine te-ai comparat? Dacă te compari cu cel lângă tine, ești cel mai jalnic.
Pentru că singurul etalon cu care poți să te compari și cu care trebuie să te compari este Hristos Domnul, mărește să fie numele. Pentru că într-o zi Hristos Domnul este Cel care s-a dezbrăcat de slava Lui și a venit în lumea noastră. Și a venit ca să te cunoască pe tine, să-ți cunoască aspirațiile tale, să cunoască durerea și problema din viața ta și cunoscând-o, să vină să aducă lumină în viața ta. Nu este minunat lucrul acesta? Acesta este planul lui Dumnezeu. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu care se îndreaptă spre noi. Am citit textul acesta pentru că în Sfânta Scriptură și Evanghelia, când spune că are putere, revin la cântare, cred că este motivată de cuvintele care sunt ascunse acolo în Evanghelie. Cuvintele acelea pline de putere. Evanghelia ne descoperă cuvântul. Așa citim. Și Apostolul Ioan vine și spune, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și dacă s-ar opri aici, am spune că e relativ ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Dar vine și continuă și spune și cuvântul era Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, Evanghelia are putere. Pentru că ea este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta ca să îi se facă de cunoscut nouă și ne facă de cunoscut planul Tatălui. Mărit să-i fie numele. Dumnezeul nostru nu este un zeu, știu eu, undeva în universul acesta care și-a făcut lucrarea și apoi s-a retras. Și nimeni pasă de noi. Dumnezeul nostru nu este un zeu care a pus niște legi stricte și aș putea spune, l-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta să vină doar să ne aducă nouă un cod de etică, un cod de moralitate, de comportament. Să spună să nu mănânci, să te rogi, să postești și să faci. Nu! Nu pentru aceasta a venit Dumnezeu în lumea aceasta. Ci a venit ca să ne descopere măreția Harului Său. Mărit să fie numele. Și am putea să luăm Evangheliile, să le citim, să răsfoim în ele și vom găsi foarte multe afirmații ale Cuvântului. Dar vreau să mă opresc și m-am oprit la Evanghelia după Ioan, pentru că este mai elocventă și în această Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu parcă mai puternic iasă în evidență. Și afirmațiile pe care Domnul Hristos le face, pe mine, unul m-au pus pe gânduri și m-au făcut să înțeleg, încă o dată, că nu există decât o cale. Mărit să fie Domnul. Și acea cale este Hristos Domnul. Domnul Iisus face câteva afirmații despre El, despre persoana Lui. Am notat câteva gânduri care sunt din afirmațiile pe care le face. Dumneavoastră le cunoașteți toate. Dar în Evanghelia după Ioan, în versetul, capitolul 10, versetul 9, spune așa. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Mărit să fie Domnul. Amin. Uitați-vă, iubiții mei, El este acela care vine și spune eu sunt ușa. Când spune lucrul acesta, pe mine mă face să înțeleg un lucru. Și în mintea mea, în ființa mea, deja totul se răscolește, totul se pune în mișcare și ochii mei sunt ațintiți pe această ușă. Câteodată ușile închise stârnesc curiozitatea. Și suntem tentați să deschidem ușile închise. Iubiții mei, vă dau un sfat. Ușa închisă, egal cu cutia Pandorei, nu le deschideți. Lăsați-le închise. Intrați pe ușa deschisă. Ușa deschisă este Hristos Domnul. El este o ușă deschisă pentru fiecare. El nu stă închis ca să stârnească curiozitatea, să te întrebe oare ce este dincolo de ușa aceasta. Ci El este o ușă deschisă care arată spre împărăția veșniciei, spre împărăția lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Este ușa pe care privești și poți să mergi asigurat fiind de ceea ce Domnul Hristos spune. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Mai mult decât atât, în Ioan 5 cu 39, cuvântul Domnului vine și spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre aleluia. Despre Iisus Hristos. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Cine din locul acesta nu dorește să aibă viața veșnică? Cine din locul acesta nu ar dori să beneficieze de această viață veșnică? Eu nu vreau să o am. Știți care este condiția ca să o ai?
să intri pe ușă, Marii să fie Domnul. Pentru că în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne vorbește că Iisus este ușa, dar Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Evangheliei care se prinde putere, vine și îmi spune că El este ușa mântuirii, Marii să fie Domnul. Și în seara aceasta sunteți invitați să intrați pe ușa mântuirii. Avem nevoie de mântuire. Avem nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. De dragostea Lui care se revarsă valuri, valuri peste noi. Și pentru aceasta avem nevoie de credință. Știți cum? Nu credința aceea care vine din plăsmirea minții noastre, afectată de păcat și fără de lege. Nu plăsmirea aceea care vine din filozofiile noastre pe care le facem și le aducem în fața oamenilor ca să justificăm anumite comportamentele noastre. Și avem nevoie de acea credință care izvorește din Cuvântul lui Dumnezeu, care se alimentează și ne alimentează din Cuvântul lui Dumnezeu și care vine ca un fluviu, ca un râu care curge în inima noastră. Pentru că este Râul Sfânt, Mărit să fie Domnul. Amin. Și acesta este Dumnezeu. Avem nevoie de această credință. De multe ori suntem atât de neputincioși, de multe ori ne confruntăm cu necazuri, ne confruntăm cu atâtea probleme în viața noastră și spunem, păi m-a rugat Domnul și Domnul mi-a răspuns. Oare chiar așa de rău este Dumnezeu, nu răspunde rugăciunii noastre? Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dragoste și bunătate. Un Dumnezeu care ni se descoperă. Cercetați Scripturile, că cele vorbesc despre mine, spunea Cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem să beneficiem de favorul lui Dumnezeu. De harul lui Dumnezeu, de mântuirea pe care Dumnezeu a oferit-o. Dar vreau să vă întreb, cât cercetăm Scripturile? Dragii mei, ne este atât de greu să citim. Ca să pui mâna să citești Sfintele Scripturi, trebuie să ți impui. Trebuie să te desprinzi de toate celelalte probleme și să ți impui să stai să citești. Este mai ușor să navighezi pe net, este mai ușor să te uiți pe Facebook, este mai ușor să te uiți la televizor, este mai ușor să asculti o predică. Spui, lasă, ascult o predică. Cineva predică și ok. Nu e ok, dragii mei. Pentru că tu ai nevoie să te alimentezi din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca credința ta să crească în tine. O credință adevărată, o credință reală, o credință care este alimentată de sus. Pentru că în momentul în care tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu și dorești să-L cunoști, Dumnezeu este acela care vine în întâmpinarea nevoii tale și ți se descopere. Dacă stai și asculti numai predici, nu zic că nu sunt bune, sunt bune, ok. Dar consider predicile, când stai să le asculți, doar niște prăjituri pe care îți place să le iei și să le judeci. Ăsta o zis bine, ăsta nu o zis bine. Ăsta are dreptate, ăsta nu prea are dreptate. E prea legalist. E prea conservator. Iubiții mei, Cuvântul lui Dumnezeu este unul singur. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care este adevărul. În fața lui Pilat, Domnul Iisus vine și mărturisește și spune despre sine însuși. Eu pentru aceasta m-am născut. Pentru ce? Ca să vestesc lumii adevărul. Mărit să fie Domnul. Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu venit în lumea aceasta, a venit să vestească adevărul. Și tot El este Cel care spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică, Iisus, Cel ce a spus, Eu sunt ușa. Cine va intra prin mine, va ieși și va găsi pășune. Uitați-vă în câteva gânduri, din câteva afirmații pe care Domnul Hristos le-a făcut. Putem să deducem ce este El, cine este El. Și am început spunând că Iisus este ușa, dar totodată am spus că Iisus este ușa mântuirii. Înțelegând cuvintele Domnului care vine și spune și ne arată în Ioan 11:25, Iisus le-a zis, Eu sunt învierea și viața. Atunci când stătea de vorbă cu Marta, atunci când Marta nu mai avea nicio speranță, atunci când Marta era dezamăgită și parcă cumva ai reproșat Domnului Hristos și spunea, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, dacă Tu ai fi venit aici, Lazar nu ar fi murit. Cât de limitată a fost Marta. L-a cunoscut pe Iisus, a cunoscut puterea care era în El, l-a recunoscut ca un om deosebit, un profet. Nu știu dacă l-a cunoscut exact ca Fiul lui Dumnezeu. Dar a știut că este un om aparte. Și și-a pus încrederea în El. Și încrederea ei mergea până acolo. Dacă Iisus ar fi fost aici, Lazar, fratele nostru, n-ar fi murit. O credință limitată. Cu toate că a fost vizibilă, cu toate că a văzut minunile Domnului. Dar a fost limitat la ceea ce a izbit privirea. Din moment ce Lazar a murit, speranța ei s-a dus, s-a spulberat. Și de la aceasta vine Domnul Hristos și spune, Eu sunt învierea și viața.
mărit să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, aici văd ceea ce spune Iisus. Eu sunt ușa vieții. Aleluia! Aleluia! Cred că am putea spune fiecare un amin. Că așa este. Amin. El este ușa vieții. Amin. Noi avem nevoie de viață. În prezența Martei, Iisus face mărturisirea aceasta și spune: Eu sunt ușa vieții. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt ușa ei, cum vreți dumneavoastră. Pentru că vreau să spun, a fost un moment când fiecare dintre noi toți am fost morți. Și Apostolul Pavel vine și spune că voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre. Dar a venit o zi, măriți pe Domnul, o zi a învierii, o zi când am primit pe Hristos în viața noastră, o zi când ochii ne-au fost deschiși și l-am văzut pe El așa cum este, am văzut măreția Lui, am văzut splendoarea Lui și ne-am îndrăgostit de El. Și a zis: Doamne, noi vrem să fim cu Tine numai aici. Noi vrem să fim cu Tine în toată veșnicia. Măriți să fie Domnul. Vreau să te întreb. Ai apucat să intri pe această ușă? Pe ușa mântuirii? Pe ușa învierii? Să fii sculat dintre morți, de cei morți? Și să fii pus în rândul celor vii? Chiar dacă ai fi mort, să fiu viu. Pare un paradox, pare un joc de cuvinte. Cum adică să fii mort și să fii viu? Din păcate, noi ne limităm doar la ceea ce vede și ceea ce izbește privirea. Ne uităm la viața aceasta și considerăm că totul decurge în parametrii aceștia care sunt fixați și vizibili. N-avem acea credință care să ne motiveze acțiunile noastre 100%, că mai este ceva dincolo. Încă suntem ca și Marta și spunem: Doamne, dacă Te-am vedea, Doamne, dacă am vedea minunile Tale, dacă mi-ai face niște minuni, cumva, cât de cât, probabil că credința noastră ar crește. Probabil că noi am crede mai mult. Dar Dumnezeu nu asta vrea. Nu vrea să ne atragă la El prin minunile pe care le-a făcut. Vreau să vă spun că atunci când umbla pe acest pământ, Domnul Iisus a făcut multe minuni. Vă întreb cât s-au pocăit. Cât s-au întors la El. Cât l-au acceptat pe El. Din contră, vedem reversul medaliei. El cel ce a făcut semne și minuni. A venit o vreme când toți l-au culit, l-au prigonit și au zis: la moarte! La moarte! Să fie răstignit! Nu vi se pare un paradox? Adică tu să vii să faci binele, să vindeci, să hrănești, să aduci bucurie și speranță în viața oamenilor și la un moment dat lumea se întoarcă împotriva ta, să te huiduiască, să te scuipe, să te pălmuiască, să spună: la moarte! Este normal lucrul acesta? Probabil că un om inteligent care stă și gândește, a spune: știi, lucrurile astea nu sunt chiar normale. Pentru că e bine să răsplătești cu bine pe cel ce îți face bine. Mă vedeți dumneavoastră că legea dragostei divine vine și trece dincolo. De această limită umană care este în stare să răsplătească binele cu bine și răul cu rău. Și legea dragostei lui Dumnezeu vine și spune să faci bine chiar și celui ce îți face rău. Mări să fie Domnul. Amin. Pentru că atunci depășești limita acestei normalități a lumii acestea fizice. Atunci ochii tăi se deschid. Și atunci vezi măreția lui Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Amin. Aduceți-vă aminte de scrierea care ne este relatată pe paginile Sfintelor Scripturi. Atunci când Ștefan a fost condamnat și ucis cu pietre. Când lumea, când el vestea împărăția lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Când acuza păcatul, spune că cei din jurul lui, știți ce făceau? Râdeau. Nu râdeau. Scrâșneau din dinți. Și mai cu furie aruncau cu pietre. În schimb, Ștefan spune că și-a îndreptat privirea spre cer. Și știți ce a zis? Văcerul deschis. Dar Ștefan a trecut din limita aceasta pe care o pune legea fizicii. A vizibilității normale, a lucrurilor palpabile. Și Ștefan deja a văzut cerul deschis și a văzut dincolo de ceea ce vedem noi. L-a văzut pe Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Pentru că aceasta înseamnă să intri prin ceea ce a spus: Eu sunt ușa. Când intri pe această ușă, dragul meu, nu te mai limitezi la lucrurile fizice care te pot și îți pot opri privirea. Eu pot să văd de aici doar până dincolo, până în spate, unde este zidul acestei clădiri. Dar nu mai văd dincolo. Ori atunci când ai intrat pe ușa care este Hristos Domnul, nu te mai interesează zidul acesta.
Pentru că tu vezi dincolo de sine. Tu vezi dincolo de norii care se ridică pe marea vieții tale. Și vezi minunăția lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Pentru că Iisus, nu numai că este ușa mântuirii, El este și ușa cunoașterii. Pentru că El a venit în lumea aceasta, dragii mei, ca să ne-L descopere pe Tatăl. Și îmi place relatarea aceasta care vine și spune Filip a fost chiar contrariat și a zis, cum, Doamne, noi nu l-am văzut pe Tatăl, cum să-L cunoaștem? Și atunci Domnul Iisus îi spune, Filipe, cine l-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că eu nu fac lucrurile pe care le fac de la mine și îmi place atât de mult aceste cuvinte care spune, cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui, mărit să fie Domnul. Uitați-vă încă o dată, văd smerenia Domnului Hristos. Cât de jos a mers în smerenia, cât de mult s-a plecat Domnul Hristos. Pentru că n-a vrut să ia nimic să ciudească din slava Tatălui. Și a spus că El tot ce face, nu face de la El, ci face de la Tatăl. Și vreau să spun, este un model al trăirii noastre. Atunci când pășești pe ușa care este Hristos, ești asemenea lui Hristos. Nu mai cauți slava ta. Din păcate, lumea în care trăim este o lume care îi place să fie aplaudată. Mai ales la scenă deschisă. Să te aplaude și cineva să spune, frate, ai cântat minunat cu acordionul. Frate, dar ai predicat minunat. Așa suntem. Dar Hristos Domnul este Cel care s-a plecat, s-a smerit în punerea pământului și a zis, n-am nimic de la mine, ci tot ce am este de la Tatăl. Pentru că nu fac decât ceea ce Tatăl a zis să fac. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta și a deschis o ușă spre noi, ușa cunoașterii lui Dumnezeu. Ca intrând prin El, să-L cunoaștem pe Tatăl și să-L vedem pe Tatăl așa cum este, un Tată plin de dragoste și plin de bunătate, plin de îndurare. Pentru că Hristos, Cel ce a zis că este ușa, vreau să-L spun, este și ușa Harului. Când a venit și l-a descoperit pe Tatăl, ne-a descoperit bunătatea Tatălui. Și în bunătatea Lui, Tatăl știți ce face? Cuvântul Domnului spune că ne dă ceea ce noi nu meritam. Adică să primești din partea Lui ceva ce nu meriți. Prin faptele noastre, prin atitudinea noastră, prin comportamentul nostru, n-am meritat mântuirea. Vă spun sigur. Pentru că nu cred că sunt mai puternic decât Pavel. Și Pavel, omul care a fost realist, a privit în viața lui și spune, văd lupta care se dă în mine. Mă lupt zi de zi. În mine sunt două entități care se luptă. Vreau să fac binele și nu fac binele pe care o să fac. Ci fac răul pe care nu vreau să-l fac. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar, slăvie și mulțumire fie aduse lui Dumnezeu, că într-o zi a venit în întâmpinarea nevoilor noastre. Și Hristos, Cel care a spus, eu sunt ușa, a continuat și a zis, eu sunt ușa Harului. Eu vă arăt dragostea Tatălui pentru voi. Dar nu numai atât. Privind la noi, a zis, eu vă arăt și dragostea, și sunt și ușa îndurării. Pentru că vă arăt și îndurarea Tatălui. Și dați-mi voie să spun ceea ce spunea cineva. Ce este Harul și ce este îndurarea. Făcând referire la Har, spunea că Harul este să primești de la Dumnezeu ceva ce nu meriți. Înțelegeți? Harul este să primești ceva ce nu meriți. Primești un dar de la Dumnezeu, primești mântuirea, primești viața veșnică de la Dumnezeu. Nu că o meriți. Dar este Harul lui Dumnezeu mare, îndreptat spre tine. Și băgând referire la îndurarea lui Dumnezeu, la îndurare, ce este îndurarea? Omul acesta a spus, îndurarea este să nu primești ce meriți. Înțelegeți sensul? Gloria Dumnezeu. Mi-aduc aminte o relatare istorică. Spunea că o mamă vine înaintea lui Napoleon și roagă pe acesta să-i cruțe viața fiului său. Fiul acestei femei a făcut acte care l-au dus și i-au adus condamnarea la moarte. Și când se prezintă în fața lui Napoleon și spune doleanța ei, Napoleon privind la ea îi spune, fiul tău a făcut fapte care îl condamnă la moarte. Care cer condamnarea lui.
Și atunci femeia aceasta, uitându-se în ochii lui, a spus: Împărate, eu n-am venit la tine astăzi să-ți cer să faci dreptate. Eu am venit la tine astăzi să cer îndurare. Mă înțelegeți? Mărit să fie Domnul. Amin. Dreptatea ne condamnă la moarte. Pentru că nu eram decât niște păcătoși. Și nu suntem decât niște fii păcătoase, care avem în fiecare zi să îmbrăcăm haina noirii pe care o cânta cântarea. Doamne, lasă haina noirii peste ființele noastre. Amin. Timpul s-a dus, ar fi încă multe de spus. Dar haideți să concluzionăm și să închei cu acea idee care m-a marcat. Silviu va pleca și când se întoarce să-l întrebați, sau cei care ați mers cu avionul, fiecare dintre cei care trec și urcă să fie pasageri într-un avion, trebuie să treacă printr-o ușă. Nu poți să treci dincolo, să te îmbarci, dacă nu treci prin acea ușă. Ei, problema care se pune este că pe acea ușă nu poți să treci cu obiectele interzise. Nu poți să ai cuțit la tine, nu poți să ai. Nu știu ce, deci știți noastră tot ce trebuie. Lucrul cert este că pe ușa aceea trebuie să mergi curat ca să poți să te îmbarci spre o destinație pământească. Vreau să vă spun, iubiții mei, privesc la Hristos Domnul și văd exact ca și acea ușă care mă limitează și îmi spune că eu vreau să mă îmbarc spre destinația care duce spre veșnicia lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii aceștia pământești au pus o limită și au zis, nu poți să treci pe ușa aceea cu ce vrei tu. Tu trebuie să treci curat. Adică să nu fii în stare să faci nimic cu ceea ce ai la tine. Să faci rău. Practic de asta este vorba. Mi-am dat seama că există această compatibilitate între cele două uși. Ușa Hristos și ușa de la aeroport. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa. Acolo nu va intra nimic întinat și spurcat. Deci, iubiții mei, rețeta de care avem nevoie astăzi, ca să putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu și să fim beneficiari ai Harului nespus, de felurita lui Dumnezeu și a îndurării lui Dumnezeu, noi trebuie să intrăm prin ușa care este Hristos Domnul, mărit să fie Domnul. El este cel ce a spus. Eu sunt ușa. Cine va intra prin mine, va intra, va trece și va găsi pășune. Adică ușa abundenței, ușa fericirii, ușa desăvârșirii perfecte, mărit să fie Domnul. Dar ca să intri pe această ușă, iubitul meu, tu trebuie mai întâi să te dezbraci de haina clevetirii, de haina răutății, de haina minciunii, de hainele răutății acestei lumi, pe care de multe ori atât de mult îți place să le îmbraci și să le ții. Această îmbrăcăminte a lumii acesteia, care te face să mergi în cadența lumii, să fii ca lumea. Pentru că îți place să fii la modă. Firescul din tine se luptă cu tine. Îmi pun întrebarea, cine va birui în viața ta? Mă rog și îmi rog pe Dumnezeu să vă dea putere să vă dezbrăcați de tot ce este firesc. Și să îmbrăcați ceea ce este duhovnicesc. Și astfel să puteți intra pe ușa care este Hristos Domnul. Prin ceea ce a zis, eu sunt ușa. Eu sunt calea, adevărul și viața. Vreau să spun, este singura cale prin care poți să mergi să ajungi în veșnicia lui Dumnezeu. Adevărul, fie că vrei să crezi, fie că nu vrei să crezi, lumea aceasta într-o zi se va sfârși. Uitați-vă la evenimentele care se derulează pe mapa mond. Mă uit și orice om care studiază Scriptura vede că lucrurile care au fost profețite cu zeci de ani, mii de ani înainte, sute de ani înainte, ele se împlinesc ad literam în zilele noastre. Legile încet, încet, încep să strângă. Ceea ce era o urăciune înaintea lui Dumnezeu, ajunge să fie pus la loc de cinste. Mai mult decât atât, spune Apostolul Pavel. În zile din urmă, copiii sunt atât de ascultători de părinți. Fac întocmai ceea ce spun părinții. Deci nu le lasă din cuvânt. Sunt niște sfinți. Merită să fie în Împărăția lui Dumnezeu. Așa spun. Din păcate, eu mă întâlnesc și întâlnesc la tot pasul copii răzvrătiți. Copii care spun, eu știu mai bine ce am de făcut. Copii care cum au crescut un pic, se desprind, se detașează de părinții lor. Își neagă părinții.
și învățătura pe care părinții le-o dau. Și aici fac referire la cei părinți care încă mai sunt cu teamă de Dumnezeu. Pentru că mă uit și văd tot mai mult părinți care n-au teamă de Dumnezeu. Părinți care n-au ce să arate prin viața lor. Pentru că dacă încearcă să spună ceva copiilor, dragul meu, așa trebuie să umbli. Copilul se uită la el și spune, dar tu așa ai umblat? Am auzit lucrurile acestea. Mă înfior și văd că se împlinește Scriptura. În zilele din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Doresc în această seară ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să deschidă un canal prin care să curgă acea credință desăvârșită. Acea credință care să ne dea putere să ne apropiem mai mult de El. Amin. Iubiții mei, se întâmplă ceva. Atunci când intri prin ușa care este Hristos Domnul, te impregnezi cu mirosul Lui, cu starea Lui, cu substanța Lui. Și mirosul Lui era o mireasmă de viață spre viață. Mirosul Lui era un miros al dragostei divine. Un miros al blândeței. Un miros al sacrificiului suprem. Dragii mei, atunci când intrați pe ușa care este Hristos, Hristos se va vedea în voi. Amin. Amin.